spre Iași, pe strada Ischerescu. Colț cu Rahova. Bulevardul Rahova. Sau calea Rahovei. Ceva de felul ăsta. O grămadă de mașini parcate pe prima bandă. Drumul îngustat. La fel e și după intersecție. Mașina de taxi în intersecție, parcată ilegal. Și dincolo tot în intersecție, parcată ilegal. Și cum să n-avem ambuteiaje și accidente? Suntem condamnați să batem recordurile la accident. Și-a trecut poliția și i-a claxonat. Sper că fie ei. Dar celălalt cu numere de el povnești vânt rece, nu-l trece. Atât de mare influență are poliția asupra lor. Ori cotizează și stau liniștiți că poliția îi protejează, ori îi sfidează și ignoră amenzile, nu le plătesc cu ani. Nu mai zic că șoferul e cu masca la parbriz. Vă dați seama că mașina e infectată acum dacă el e purtător de virus. Și-o lua clienta, cum păriu că nu pornește automatul, ba da, la pornește. Îl resetează taximetru. Sperăm că măcar afacerea lui e impozitată, e taxată corespunzător. Taxi titan. Cam așa.